Un incendiu de proporție izbucnit la un parc de dezmembrare auto din Neamț. Potrivit pompierilor chemați la fața locului, intervenția a durat aproximativ 3 ore. Focul s-a extins și la o construcție de lemn și exista posibilitatea să se propage la o locuință din apropiere. Flăcările au distrus însă 30 de mașini și un camion. Potrivit salvatorilor, incendiul s-a produs cel mai probabil din cauza unor scântei provenite de la un aparat folosit de muncitori la dezmembrarea mașinilor.